Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Bă băieți, vreau să vă spun că dacă vreți să jucați alături de mine pe episoade cum au făcut acești băieți în episodul ăsta, puteți să vă luați membru pe canalul meu, orice fel de membru, nici măcar nu este important, nu este relevant, depinde cum vreți voi să mă susțineți și puteți să intrați pe Discordul meu. Acesta este Discordul meu. Link în descriere jos de tot, dacă dați în descriere la social media o să aveți link către Discordul meu și puteți să vă logați cu YouTube-ul, cred că știți deja, dar dacă nu o să vă arăt și eu, dați aici pur și simplu pe setări utilizator, dați pe tabul de conexiuni și dați să vă logați cu YouTube-ul, iar după ce vă logați cu YouTube-ul o să aveți automat gradul de membru la mine pe Discord și dacă dați aici mai jos o să vedeți o cameră members only. Eu de obicei mai anunț, adică și astăzi am anunțat pe chatul general că joc alături de membri și vă chem pe voi aici în camera asta de members only. Aici o să intru și eu alături de Zed sau cu cine mai joc eu sau poate și singur și eu o să intrăm toți în match. Deci, fraților, dacă vreți să jucați alături de mine, puteți să vă luați membru, dar nu vă îngrijorați, joc și cu abonați. Aveți din nou în descriere un link către un grup de Facebook CS:GO Hacking România, iar acolo din când în când mai anunț când joc meciuri și dacă sunteți abonați sau orice, nu contează, îmi lăsați acolo un comentariu cu codul vostru de invitație și vă invit în match. Deci și membrii și abonații pot juca fără mine, ăsta fără mine, doamne, cu mine. Nu este discriminare sau ceva de genul, dar vreau și eu să îi ajut pe membri. Adică dacă tot vă luați membru la mine pe canal, să aveți și beneficii, să zic așa. Hai să trecem la episod. By the way, bă băieți, am uitat să vă zic, la achiziționarea cheat-ului pe care îl folosesc eu, aveți primul link în descriere cu cheat-ul acesta sau, mă rog, după linkurile cu Eneba. Băgați aici codul de reducere Raul2K, dați apply coupon și vă dă o reducere. În cazul acesta am salvat 2,5 euro, ce este super super șmecher. Oh, vezi că o dă bine, vezi că o dă bine, vezi că o dă bine, vezi că o dă bine. Oh, vezi că o dă bine, vezi că o dă bine, vezi că o dă bine. Oh, vezi că o dă bine, Rudy. Salutare, bă băieți, și bine ați revenit la un nou episod de CS:GO Prime Hacking alături de membrii și de Zedo. Bineînțeles, bă băieți, salut. Și Zedo este un membru, nu l-am băgat pe pile. Bă, fraților, dacă mai vreți episodul de genul în continuare de CS:GO Prime ok. Da, nu știu ce limba am vorbit, doar eu știu. Dacă mai vreți episodul de genul de Prime Hacking cu alături de membri, aici jucăm doar cu membrii în acest episod, bă băieți. Dați și voi acolo like, facem 1000 de like-uri, luați-vă chiar acum în acest moment și acum o să pun multe săgeți și un chiar acum în mijlocul ecranului, coaie, ca să ca la reclamele alea virus. Sunteți retardați. Ce ați făcut, mă? Nu știu cu aia, dar sunteți în palat, îmi place. Sigur, de ce le-a zis că sunteți român, mă, frate? Cosmin, ce hack, mamă, și-a băgat Cosmin toate alea, toate... Ia, lasă-mă pe mine să văd cum trage, lasă-mă pe mine, te rog, nu mai omorâți pe nimeni. Lasă-mă mie pe ăla din kitchen, lasă-mă mie pe ăla din kitchen. Că vreau să văd că e prima oară când joc cu Exitrium ăsta în match. Dacă nu facem 1000 de like-uri, o să mă duc peste Aurel Ciocan. Care ești, Aurel Ciocan? Eu sunt Cosmin. Nu, că tu ești mare și poate mă bați. Atunci, bă, serele vulcanizare, care ești, mă? No. Așa, o să bag acest copil, o să fac red room pe deep web și o să-l bag în cameră și o să-i tai gâtul dacă nu facem 1000 de like-uri la acest episod, bă băieți. Copil prost, să mor tu, eu, stai. Adelin Petrișor, change name to Zedo. Care ți-a furat mânul? Băi, cu ai de la noi sau de la ei? Ai de la noi, da, m-am speriat, am crezut că și-au băgat rage-ul, bă frate. M-am spăriat o leacă. Bă băieți, jucăm cu Exitrium și o să-l testăm acum, nu cred că mai zis. Am zis că jucăm cu Exitrium, nici nu mai știu să-mi bat picioarele, s-au tis rău, sui tu. Mamă, avem și oglindă de aia, să văd unde merge smoke-ul aici, nebun. Mă simt ca în Logan, frate, mă uit în oglindă, văd unde dau cu spatele. Păi la... Zic ce cheat mai avea asta, nebunești. Nu mai dai știu cu rage-ul, lasă-mă și pe mine să fac te... Uaaai, cum am ieșit pe ăsta, uaaai, oloio. Vreau să-l omor cu glock-ul. Păi, Johnule. Băi, mă, că trage bine pe legit și gândiți-vă că astea setări, lasă-mi-l mie. Astea sunt setări legit, mamă, dar i-am tras în corp și s-a dus ținta pe cap. Deci, vezi, îți trage singur ținta cheat-ul ăsta, nu e ca la celelalte cheat-uri în care să... Mă rog, eu am făcut... Băi, joc cu... Am văzut, am tap, dar n-am mers. Cât de retardați puteți să fiți copii? Ia, că-s curios, Băi, coaie, nu... Joc cu Exidium, acum cel mai bun cheat. Ce, mă? Uite-te în chat, coaie, ești da? Ah, nu. Nu știam, acum m-am prins, dar nu, coaie, stai tu liniștit, bostule, că nu e așa. Nu e așa, nu degeaba am dau băieții 100 de euro pe... să nu le zic că nu e detectabilă. Nu, mi-a dat fire, băgați-aș ochii în ceafă. La cât ai semnat contractul, la 200 de euro pe video? Nu, am lăsat un pic, că am zis așa, la 180, frate. Auzi băieții că e prea mult, știi? E bine, frate. E bine, vedeți că mă urmărește unul. Bam, să babezi în Range Rover ăla, luat tot din banii de YouTube. Ce Range Rover cu aia, că ai 125 euro de zici că e bicicletă. Da, aș vrea, drecu. Vrei să ne facem roasturi, mane?
Păi hai că eu am 10 sir. Păi tot mai mulți kilometri am făcut. Am și tijă în picior. Ăsta cu aia, păi aia zic, păi vezi? Tu ai avantaj, mane. Uite, eu am 125, dar n-am tijă în picior, frate. Da, da, eu în caz de accident am piciorul mai întărit acum. Da, pula, în caz de accident, dacă îți rupi acum piciorul, ți-l adun de pe jos, ești nebun. Mamă, tași că e nașpa când stau să mă gândesc cu aia, că dacă te lovești la picior, acum tija aia se mișcă. Bă, terminate, mă, nu mai fac. Ce, mă? Mamă, cu aia, ce-ai scris acolo? Cred că a scris, dacă citești, ăla cred că e codul Pentagonului, parola de la Pentagon să-mi bat picioarele. Ce rău să arăți joci cu ei când pulemonul poți să ieși din Silver, asta e problema. Mamă, dar stai că s-a enervat rău de tot, avem iară români care s-au enervat, bă, băieți. Gata, gata. Gata, băieți, dau și surrender. Asta a fost, bă, băieți. Nu! Chiar că. Oh, gata, double kill. Gata, și video, bă, băieți. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Mamă, dar ce spam mi se moară Jaxi. Mamă, hai să mai jucăm un meci, bă, băieți. Hai să faci și tu două meciuri, Iliuță, că ai, trebuie să faci câte două meciuri pe zi acum, după asta nu o să mai poți să joci. Bă, fraților, ce să spun, cam asta a fost episodul. Nu uitați să dați subscribe la Z2, cum să postez și eu, vă pup. Totul este bine, X-Men. Da, bă, băieți, și am intrat într-un nou meci, Pokimane. Cine-i Pokimane? Știu că este o streameriță ceva. Da, da, lol. Da, doar lol. Face video pe Pornhub. Asta are fake lag, asta are mare fake lag, sărac. Mamă, Nicule, dar vezi că nu l-ai lăsat să trăiască. Bă, ia, vin, ia veniți, mă, încoa unul la mine. Nicule, ia veniți, mă. De ce pizda, mă, te joci cu coduri, ia FK-a. Veniți încoa, veniți încoa, veniți încoa. Bă, vulcanizare, vine încoa. Bă, vulcanizare. Ia zi, mă, bă, Orange, ia zi, cum, ce e ăsta? Gen, ce ți-a zis eu că îți dau 5 euro pe ISF dacă zici pe video-ul ăsta? Băi, coai, dacă ziceți, mă jur că vă dau bani permanent. La viitoare, ziceți și voi ceva, bă, băi. Afacere ilegală asta. Vă dau bani permanent. Vă pun sultanul pe samp. Mă tai cu mine. S-a făcut pe de lăbar, tu ești vlăduț, uite-l pe ăla. Tu ești vlăduț, dar de ce mi-ai zis tu ești vlăduț? Da, eu. Zic că da, eu sunt, frate. Să vezi că-s de fapt ăia, băi, cu aia, dar nu-l chema pe unul Adelin Petrișor din confaia noastră mare care cu care ești vlăduț? Cu care ești vlăduț? Nu mai știu. Băi, cu aia, așa țin minte. Oooo, oh, Iona, hey! Mamă, l-are mare shotgun. De pulu chiar a sub pulu. Băi, coaie, nu vrea să iasă, eram sigur. Băi, de ce are numerele ăsta, mă? Ce, mamă, dai head on me. Cu ce l-o fi deranjat, mă? Nu știu, mane. Depresiv. Unde-i Pit? Hai că vedeți să turșesc. Mamă. Nu Aurel. Există coaie dacă n-ai avut niciodată vreo Ioana în viața ta, nu? Eu nu exist, frate, eu n-am avut gadget-o. Regitant ei, nu, mi l-am băgat acum. Ia uite la mine, așa merge. Ce l-am băgat acum? Stai un pic. Așa merge. Stai un pic. Ia zi-mă acum, acum, ia, fen. Ce te mișcai? Uite de la mine, ia, trage-mi, stai, așteaptă un pic, trage-mi în cap. Bine, boss. Iliuță? Ia vino încoa. Doamne, vino cu aia, Iliuță, vino cu aia, Iliuță, vino la mine aici. Bă, Michael Jackson. Ia, trage-mi în cap, trage-mi în cap. Nu știu care ești tu, coaie. În spatele tău, coaie. Bă, mi-ai tras în cap, dar mai... Mi-am luat damage în corp. Unde, ție? Nu-și plec. Ia, trage-mi în cap. Oh, boys, i-am dat mare, băi, dar... Vreau eu să-l omor pe ăla, yellow, bro. Nu, lasă-mă, yellow. lasă-mă să-l trolez, nu-l omor, nu-l omor, coaie, dar nu-l omor. Vreau să-i dau lamă, coaie. Să mor tu, că vrei să-i dai lamă. Da, bineînțeles, băi, coaie. Nu! 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 Vreau eu să-l omor. Yes! Nu! Nu! Băi, și-am și tras de vreo două ori în Ilie, coaie, mi-au ban. De ce nu? Este vreunul care nu are cod? Nu! Ia vedem ce one-tapă și au ăștia. Opa. Nu, m-a blocat. Poate la unu. Voi. Ce la voi, mă? Ce la voi? Să moară Jaxi, ia fiți aici. Eu și Jaxi care mai jucăm așa. De fapt nici Jaxi nu se ridică la standardele mele. Vrei să te min la cap? Lasă-mi-l mie pe la dismu cu aia. Nu, Aurel Ciocan. Aurel Ciocan, Ciocănescule, să moară. Așa, ai. Vreau să văd dacă citul ăsta, hai mă, că poate să dea și corp. Eram curios dacă citul ăsta poate să dea și în corp sau dă doar la cap. Ce terminați? Subscribe la Raul 2K pe YouTube. Vă pup, vă pop. Mama, observa că nu mai boss chitare, zic vă pop, băieții. Așa cu o, vă pop. Băi, tașchici, că vrea să se bage regulă și în, gen, la YouTube și în România, dacă în jurie română să te demonetizeze.
noștri. Oh, băieți, băieți, vă pup. Vă pup, băieți. Bravo, SRL Vulcanizare, smoră Jaxana cu Jaxi. Bine, mă, băieți. Bă, dar bomba nu mi-o dă și mie într-o rundă, că n-am avut-o deloc până acum. Opa, scăr, scăr. Opa, scăr, scăr. Doamne, Iisuse, Ruby, să moară. Băi, coaie, m-a spart, mi-a dat. A venit N-ul pe mine. Băi, Ilie, ce faci? One eternity later. O mică pauză de cafă bine meritată. Vezi că e side, mane. Du-te, te rog, și ia runda. Vreau să-i facem 16-0 pe băieții ăștia. Bravo, Iliuță. Care ăla? Ia auzi, Iliuță, dă-i un ad. Dă-i un ad. Dă-i acolo un ad, frate. Băi, dați-i și mie drop un AVP, vă rog, careva. Vă pup dacă îmi dați. Mersi mult, mane, te pup rău de tot. Vulcanizare, dă și mie un AVP sau ceva. Te pup pe burtică, mane. Ce dă? Da, am să... Mamă, câte AVP-uri. Nu cumpăra aiurea, nu cumpăra aiurea, mane. Să nu mai joci cu cod. Ruby. Și are poză... A, uite cu... Băi, Ilie. Uite ce poză are Ruby. Ce vrei tu să zici la mine în video? Îl las eu. Da? Fără mișto, nu cred. Nu! Nu! Am fost omorât! Băi, Nicu, să moară Jaxi, nu ai avut nicio treabă. Știți cum voce tare, Jaxi? Ia uite-te la urele pe mine, cum se face spani. E cenzurat la mine, frate, tot nu mi-au de monetizare, stai liniștit. Mamă, mai știi când nu erau reguli de alea de YouTube, nu erau reguli de la YouTube și tot zicea... Rafael pe videouri, băgam i-aș Dicu sau Diciuleta sau cum zice el pe videourile alea? Stai că filmezi. Ce-o, nu, dar mai zicea altcumva. Nu mai știu cum, dar zicea. Nu, nu cioaca, ceva cu D, gen în engleză era, dar era așa, alintat. Alintat din engleză. Dar nu mai știu, ia să-i lasă-mă un pic să-mi bag joc de ei, te rog eu, lasă-mă un pic, nu vă băgați, vă rog eu. Vreau să mă bag cu legit anti-aim-ul pe ei ca să-i trolez un pic. A, nu mai ești cu Unity. Unul deja e AFK. Mamă, unul m-a, dar ăștia trag doar pe corp, săraci, a, e AFK. Și unul e short down. Coia, el are poză cu stresul de la ei. Sau de la noi? A, ba nu, de la noi. Eu am poză cu stresul. A. Nice, GG boys. Poate iau și un MG Elite, mă băieți, poate iau și un MG Elite, ar fi bine. Ar fi bine rău de tot. Din păcate, băi Coaie, tu știi, Ilie, că dacă tu joci toate meciurile astea și le câștigi pe toate, îți dă legendarii Eagle Master? Din prima gen? Mai adevărat? Cred că da, cred că ce rank îți dă după dacă câștigi toate cele 10 meciuri? Da, legendarii Eagle Master. Na, legendarii Eagle Master o să-i mane. Da, o rank urci tu globalul. Și vin contul cu 40 de euro. Bă, vezi că poți, Ilie. Băi, Coaie, după ce faci global, mi-l dai înapoi și facem 50-50. Sau mie... Băi, vezi că... Ca să nu mor de foame, merge. Vedeți că am făcut. Îl știu pe unul cu el, știu pe unul care efectiv din asta a început să joace și a cumpărat și el din alocație un cheat cu aia de 10 euro pe lună și a început să joace cu cheat-uri și acum și-a luat și placă video și toate nebunile doar din vânzări de și-a luat PC efectiv din vânzări de conturi. Știi cum îl cheamă? Dima. Îl știi? Aaa, Dima, băiatul ăla? Ia-ți la Caterinca, mă. Da, mă, dar și-o... Bă, bine, au făcut afacere și-o la nebunii din banii de cheat. Din banii de cheat, din banii de conturi, da? Eu ziceam la Caterinca să văd dacă știi pe cine te scriu. Ce patinează, Nicu? De eu patinez că îmi ziceau ăștia. Bă, e coaie, deci când te dai cu skateboard-ul să-mi bat picioarele. Zici că ai dat odată așa cu piciorul în față și acum te duci din inerție, așa cu skateboard-ul să-mi bat picioarele. Eu derapez așa? Mamă, dar nu poți să trăi pe asta. Și cum stai cu picioarele, stai și cu picioarele ca și cum ar fi pe nu pe schiuri, pe dă-l-a în pula mea, te dai cu el pe apă. Gen cu placă de aia, te dai cu ea pe de surf, îmi plănești că face surf omul meu, coaie. Așa sunt tot AFK, mamă. Da, am văzut. Bă, ce pârliți, ar trebui să nu le mai nu le mai dau, nu mai mișc pește. Mamă, i-am dat prin smoke, n-am știut că e smoke aici. Stânga. Nu, mă moară, mă moară, mă ucide. Mă ucide ea. Mamă, frate. Eu când eram mic ziceam, cântam așa: mă ucide ea. Ea e maică ta. Și după aia râdeam de ăla la care ziceam chestia asta. Îți vă dați seama ce copil handicapat eram și super răgușit și am o voce super de căcat acum. Dar să știți că eu în timpul liber cânt foarte bine. Ce? Ia vezi clan tagul ăsta pe care mi-l pun acum. Mamă, vezi că o să... Mamă, vezi că e top, frate. Dar nu, nu spui tag cu numele meu sau tu ești în grupul ăla? Stai așa că trebuie... Nu, bă, e JavaScript făcut de... A, pe asta, asta mă gândeam. Pune tăclan tagul, Raul 2K. Te văd. Mamă, mani, vezi că ești top. Ești top rău de tot, frate. Ești top rău de tot. Oh, băieți, mare wallbang aici ce am dat astăzi, bă, băieți, astăzi o să vă spun că am dat un mare wallbang la retarded bricked. No, i-am dat miss. I-am dat, nu te duc cu aeraș pe aici, bulangiu. Ok, ok. Yes, boys, eu am făcut cele mai multe kill-uri. Ce? Ah, da, nu dați și voi surrender manilor. Ia și eu surrender dacă tot dăm așa de... ești nebun? Știi bancul cu Nicu? Da, acum surrender cu toată echipa, păi nu se vede.
Se cam oftică, băieți, îmi place mușdi. Băi, coaie, care-i cu neghevă aici? A, era ăla. Că ai cod și tot ești prost. Băi, văd că stați afecat. Cum suntem? Cum sunt prost? Hai mă, să-i ofticăm un pic, îmi place așa când mai dau de românaje astea, să-i ofticăm un pic. Ai 2000 de ore și-și pareză. Pareză și v-am ofticat așa de tare că stați afecat. MG2. Ei ce rancuri au? A, tot MG2 are și Rubin, nu poate să-și bată joc de mine. Da. Am crezut că își bate joc de mine, că am MG2. Hai mă, băieți, că tu ce? Ce? A zis SRL vulcanizare, Silver 1. Mamă, dar dă bine rău de tot ăsta la legit, ți-am bat picioarele. Place mult de tot. Cod de legit, nu? A, da, e cod de legit. Și cât e pe luna? 12 euro și cu codul meu de reducere cred că ar veni 11, nu știu exact. Ilie, te rog frumos să nu joci o vieți pe contul meu, da? Raul, un meci mai târziu. Vezi, coaie, că am văzut că ai avut un meci care a avut 50 de kill-uri în pula mea, cât ai avut, ai avut scorul 124 în puii mei. Nu, frate, nu joc OVS pe contul tău, nu, frate, eu nu joc OVS pe conturile prietenilor mei, direct 48 cu 0 în pula mea. Ai dat meci de HVH. Ți-am zis, păi da, ți-am zis că și-au băgat și... Da, coaie, da. Eu dacă eram pe contul tău, zic sincer că îi lăsam să mă bată. Ți-ai pus patine, vărule! Băi, coaie. Patine, coaie. Patine, mamă, i-am dat prin flash, coaie. Patine, vărule. Dar nu. Nu să cred ce ați putut să zică. Da, coaie. Opa. Mamă, Nicule, eu l-așteptam acolo și le-a dat direct fullback, coaie. Oh, boys. Dar de ce îmi scrie double kill în continuu pe ecran, coaie? La fiecare kill pe care îl fac îmi zice double kill. Sau am făcut eu al doilea kill și spărăt și... Băi, zez, să-i aboare Jackson, da? O, vie bă, frate. Băi, am vrut să mă duc să dau defuse la bombă. Zedo, why do you attack me? Why do you attack me? Three cards of police, oh my god, no. Am crezut că tu ai dat grenada. Am vrut să-ți fac să-ți... Uite-l palat, fie că-i dau un scop. Băi, am dat picior, coaie. Să-mi bat picioarele, Nicule. Băi. Sunteți bun, rău, Zedo, attack the teammate. Nico, attack the teammate. Ce armă? Ia ziceți mă ce armă să joc. Ia să vedem cum se descurcă cheat-ul pe SSG. Chiar sunt curios cum o duce cheat-ul acesta pe SSG. Stai să un pic să-mi bag și aici. View model offset minus. Așa, să-mi stea mânuța mai jos un pic. Cu măta la pat. Măi, Nicule, de ce ești rău, frate? Nu, sunt rău, frate. Aurel Ciocan 6-2. Joci bine, stresule, să moară Jaxi. Te iau în echipă. Oh, unul mort. Bravo, Nicule. Vezi mă că trage bine și cu SSG-ul, frate, citul ăsta ești nebun. Stai să-i trolez un pic cu legit anti-aim-ul ăsta. Oh, vezi că o dă bine. Oh, vezi că o dă bine. Oh, vezi că o dă bine, rău de tot să moară Jax, e bă băiat, bă. Nu, am dat nou scopuri la păcăleală cu aia așa. Mamă, cât are cu aia să moară Jax, e cu tine. Mamă, are FOV-ul. Are 2.5 cu aia, n-are mult. Să moară Jaxi și Tina, bă băieți, că o dă bine rău de tot. Mamă, văd cu aia că parcă ai jucat tu azi un meci pe contul ăsta Rage și acum mi-au mai dat și ăștia report și mi-au vac cu aia. Nu, ți-i vac așa ușor. Bă, am primit 50 de meciuri numai cu spin-ul și nu eu vac. Mamă, vezi că e tai, ești tank, frate, să-mi bag picioarele. Mamă, am crezut că-i dau și la asta nou scope, că mă aruncam pe geam. Mamă, nou scope. Dă-te mă să moară Jaxi. Mamă, nou scop mă coaie, cu hack-ul ăsta poți să joci numai la nou scop, ești prost? Cu hack-ul ăsta poți să joci numai la nou scop, fie că îi dau nou scop și la asta. Ah, i-am dat una? Nu! Ți-ai luat armele mele, frate, respect Zedo. Băi, vezi că e top, mi se pare top hack-ul ăsta, să mură poți să dai la nou scop, nu poți să-l omori cu cod. Jucam nou scop fără tă. Fătără am scris. Fătără. Bă, băieți. Ce să zic, stați un pic numai așa să-mi pun eu șmecheria asta. Eu mi-o pun doar cu șmecherii, băieți, nu cu fraierii. Așa că kick Zedo. Best dumă ever. Ez, păi cum să zici cu aia ez când joci cu joc? Pulei! Time out, guys, time out. Băi, dacă îmi dați kick să-mi bat picioarele, vă dau ban permanent. Băi, nu mă jucați. Mamă, să vară Jaxi, dacă îmi dați kick, băi, nici când se termina meciul să nu-mi dă, așa, doamne. Nu, eu mai eram, dacă scritam pentru planta gola. Să moară Jaxi. Eu îți dau ace runda asta, lăsați-mă pe mine, îți dau ace, lăsați-mă ace. Coaie, ești nesimțit, Zedo? Coaie, ce-i un kill? Că am făcut 3 kill-uri runda asta. Păi și eu aveam un kill.
făcut deja. A, lol, n-am știut acest aspect. Băi, n-am făcut rencap cu aia. Ați dat careva rencap după astea două meciuri, unul după altul? Cred că eu am dat asta. N-am dat niciodată în cap. E, în fine, bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi acolo un like să facem la acest episod 1000 de like-uri. Nu uitați să vă luați membru dacă vreți să fiți aici alături de mine în episoade, cum ar fi cu Nicu, cu Zedo, cu Serele Vulcanizare și cu Aurel Ciocan. Sper că v-a plăcut. Aveți link-ul de la Discord, pentru că da, mă rog, probabil că v-am explicat eu, să pun o chestie la începutul videoclipului în care să vă explic. Sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Ziceți și voi ceva, bă, băi. Băi, cu aia.